Da, uite, partidele au plecat să caute fețe noi. Gen, frate, trebuie să scoatem pe cineva în geam la alegeri ca să zică oamenii: mamă, dar ce s-a reformat PSD-ul! Wow, Partidul Național Liberal este de nerecunoscut! Vă dați seama, ceva așa, să ne ia ochii, să punem botul și să... nu mai zic continuare. Liviu Dragnea le-a cerut colegilor de partid să identifice toate personalitățile care pot fi înregimentate politic în perioada următoare. Acestea vor fi tentate cu promisiunea că vor prinde locuri eligibile la locale și parlamentare. Cetățenii vor avea posibilitatea să propună din cadrul comunității respective oameni pe care îi apreciază, care nu sunt membri de partid și pe care ar dori să-i vadă în Consiliul Local, oameni în care au încredere, în afară de membrii noștri de partid. Denunțați-i pe oamenii buni din comunitate. Dacă e nevoie, îi luăm cu japca la conducerea țării. O să vă scoată ăștia din case și o să vă ducă să vă facă primari și consilieri. Atât de hotărâți sunt pesediștii. Hai, nea Liviu, vă trageți niște măști de alea pe față și o să spună lumea că sunteți alții. Ia uite-l pe ăsta. În teritoriu, operațiunea se află deja în plină desfășurare. Mi-am propus să am întâlniri în fiecare localitate cu profesori, preoți, medici veterinari, oameni de afaceri. Undeva la jumătatea lunii februarie veți avea surpriza să aflați că nume importante din cultura românească sunt membri ai Partidului Social Democrat și vor candida în Dâmbovița. Nume importante ale culturii. Wow! Păi, mai întâi nu trebuie să știi puțin care-i treaba prin cultura asta? Cât să cunoști numele importante. Chiar, nici nu trebuie să-i luați în partid. Fiți atenți cum faceți. Le spuneți ăstora din cultură: ia bre 50 de lei, că sunt săraci ăștia din cultură, vin și pe 50 de lei. Deci ia 50 de lei să faci frumos o zi, două, știți, și la alegători la fel. Ia bre 50 de lei să votezi cu PSD-ul, că uite, sunt oameni de cultură, domne. Practic, voi nici nu mai apăreți. Doar veniți la guvernare și încasați banul. Dar ia, fiți atenți la ăsta de la Buzău. Campania continuă și în alte județe. În Buzău se va merge din ușă în ușă pentru identificarea noilor candidați. Se va merge direct la fiecare cetățean acasă, se va spune intenția partidului de a deschide listele și să vină dânsii cu propuneri cu cel mai gospodar om din cartier, ca el să fie preluat pe listele Partidului Social Democrat. Îi auzi, domne, din ușă în ușă, auzi la el, îl vor căuta pe cel mai gospodar om din cartier. Cel mai gospodar e plecat în Spania, bă, că l-ați alungat voi. E, hai că a venit și doamna Alina. Încercăm să scuturăm sacul și să aducem în prim plan oameni din eșalonul 2-3 care sunt competenți, că nu doar la București s-a născut toată inteligența. Vai, doamnă, nouă ne-o spuneți pe asta cu inteligența? Noi vă vedem în fiecare zi, doamna Gorghiu. A, dar mai nasol, de ce naiba-i țineți în sac? Ci că trebuie să scuture sacul. Țineți, doamnă, oameni în condiții decente, nu în saci sau în lăzi. Țineți din ei și în beci? De ce? Să se învețe, a?